Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă 20 februarie. Și acum hai să vedem pentru această zi care sunt energiile care o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, interesant! Hai să vedem ce înseamnă fiecare dintre aceste cărți. În primul rând, pe partea de dragoste, avem 5-ul de săbii. Și era ieșit aici un 5. Era vorba de 5-ul de cupe, de anumite informații care au ieșit la iveală, mai mult sau mai puțin frumoase, depinde de situația particulară a fiecăruia. Ei, astăzi avem un alt 5, 5-ul de săbii. Un 5 mult mai intelectual, dacă ieri era vorba de un 5 foarte emoțional, astăzi e vorba de un 5 mult mai intelectual, mai rațional. Indiferent de informațiile care au ieșit la iveală ieri, astăzi trebuie să faceți o decizie, trebuie să faceți un plan de acțiune. Și aici cu 5-ul de săbi văd că pentru toată lumea, fie că au venit pentru voi vești bune sau vești rele, este greu, pentru că aceste vești care au venit ieri implică o schimbare, o schimbare radicală în viața voastră. Până și trecerea de la statutul de singur la într-o relație sau de la o relație stabilă la o logodnă, la o căsătorie, de la tineri căsătoriți la viitor părinți, toate acestea sunt, chiar dacă sunt pozitive, sunt schimbări grele. Cu atât mai mult dacă ieri v-ați despărțit sau în urma informațiilor pe care le-ați primit ieri, simțiți nevoia că trebuie să terminați odată și pentru totdeauna această relație, cu atât mai mult este greu, este o tragedie, e o schimbare ireversibilă. Evenimentele de ieri, pentru toată lumea, că sunt bune, că sunt rele, duc la niște transformări ireversibile. Din acest punct nu mai aveți cum să vă întoarceți înapoi. Și asta vă dă puțină anxietate, angoasă, nu știți exact ce să faceți, viitorul nu mai este atât de clar cum era în trecut, e plin de neprevăzut, e plin de necunoscut. Și aici intervine energia 5-ului de săbii, care vă îndeamnă, fie că ați ieșit de partea învingătorilor sau de partea învinșilor, să abordați o atitudine matură, echilibrată, să nu vă pripiți, să nu luați decizii impulsive, să vă gândiți cu atenție la ce vreți să faceți în viitor, la care este următorul vostru pas. Și în același timp acest 5 de săbi vă aduce aminte că lucrurile o să se îmbunătățească. Pentru că traseul vieții voastre este ca acest râu în care acești doi tineri stau să pescuiască. Râul este lung, este plin de meandre, plin de cotituri, are o grămadă de afluenți, o grămadă de alți oameni care o să vină în viața voastră. Și voi acum sunteți aici, într-un anumit punct. N-aveți cum să vedeți tot traseul râului, tot traseul vieții voastre. Pentru că, din păcate, suntem captivi în aceste patru dimensiuni în care trăim. Cele trei dimensiuni fizice și timpul. Omenirea nu a evoluat încă deasupra celei de-a patra dimensiuni ca să ne putem scoate în afara timpului și să vedem întregul traseu, așa ca o poză din avion, ca și cum ne-am uitat pe o hartă. Suntem încă la nivelul în care suntem prinși în hartă și trebuie să navigăm pas cu pas de-a lungul râului. La fel e și situația voastră actuală. Și doar pentru că acum sunteți într-o porțiune mai stâncoasă a râului și încă n-ați reușit să prindeți aici niciun pește, nu înseamnă că lucrurile vor fi la fel mereu. Luați-o pas cu pas, luați-o încet, gândiți-vă atent la care este următorul vostru pas, la ce vreți să faceți în continuare. Săbile sunt niște cărți foarte intelectuale care vă pot ajuta, vă susțin pe partea aceasta de planificare, de gândire, de analiză. Și cel mai important lucru este să vă păstrați demnitatea. Nu vă coborâți la nivelul altora, nu faceți lucruri pe care o să le regretați. Fruntea sus, că mâine o să fie mai bine. Pe partea de sănătate avem 2-ul de monede. Această carte ne aduce aminte că noi avem resurse limitate și este foarte important să avem grijă să nu ne împărțim aceste resurse energetice, materiale, fizice pe care le avem în prea multe direcții, pentru că atunci o să ajungem foarte rapid la surmenaj. Cu 2-ul de monede trebuie să aveți foarte mare grijă la echilibrul din viața voastră.
nu exagerați nici cu munca, nici cu mâncarea, nici cu băutura, nici cu viciile, nici cu dragostea, nici cu nimic. Nici măcar cu sportul, nici măcar cu exercițiile fizice, nu exagerați. Totul cu moderație. Trebuie să existe un echilibru în viața voastră, pentru că atunci când voi sunteți sursa dezechilibrului, cu atât mai mult o să aveți parte de probleme fizice, de probleme de sănătate. Toată viața omului este, de fapt, un act de jonglerie, în care încercăm să balansăm toate aceste mingi pe care le avem în aer fără să scăpăm vreuna. Și astăzi, cu doiul de monede pe partea de sănătate, este important, dacă simțiți că vă scapă una din aceste mingi, să o puneți jos și să renunțați. Să renunțați la anumite lucruri care nu sunt urgente, care nu trebuie făcute neapărat imediat. Renunțați la aceste lucruri în favoarea sănătății voastre, atât fizice, cât și emoționale, cât și mentale și spirituale. Indiferent în ce parte a vieții voastre vă simțiți trași așa într-o mie de direcții, că e vorba de echilibru dintre viața privată și profesională, de prea multe proiecte la locul de muncă, de orice ar fi, căutați echilibrul. Găsiți soluția să amânați anumite lucruri, să renunțați la anumite lucruri pentru bunăstarea voastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici nouăle de cupe, o carte de evoluție, primiți un trofeu, o răsplată de la univers. Se finalizează o etapă ca să înceapă o etapă nouă. O parte dintre voi s-ar putea să primiți un mic bonus, o promovare, proiecte noi, challenge-uri noi la locul de muncă. În orice caz, înainte ca această nouă etapă să înceapă, universul o să vă dea o răsplată, mai mare sau mai mică, în funcție de karma individuală a fiecăruia. Aici primiți un trofeu, un premiu, un cadou de la univers. Și indiferent de vârsta la care vă aflați, indiferent de situația voastră financiară, de nivelul vostru de educație, astăzi este o zi bună ca să vă updatați CV-ul, să faceți o scurtă retrospectivă a rezultatelor voastre din ultimii ani, din ultima perioadă. Notați-le acolo pe hârtie, bucurați-vă de tot ce ați reușit să obțineți, uitați-vă atent la unde erați în urmă cu 5 ani și unde sunteți acum, la cât de mult ați reușit să evoluați și gândiți-vă la câte lucruri frumoase vă așteaptă în viitor. O zi foarte frumoasă și pe partea asta de carieră, de finanțe, profitați de această energie. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Mă iubesc pe deplin în momentul prezent. Sunt tandru, bun și încurajator cu copilul meu interior pe măsură ce descoper și mă eliberez de mesajele vechi și negative. Mesaj foarte frumos, un gând foarte frumos ca să terminăm această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!